Bună dimineața! Ce faceți? Azi e Anastasia. Ce faci? Bună! Anastasia! Uite la mamei și rog. Bună! Ce faci? Ce mănânci acolo? Unde mergem noi? Afară? La plimbare? Da. Mergem la plimbare pentru că este o zi urâtă astăzi. Adică n-a ieșit soarele încă. Așa că ne-am gândit să ieșim pe afară. Mergem puțin să ne plimbăm pe... la magazine, dar nu în magazine, adică mergem până aici, până pe centru, cred că iau niște legume atât și niște fructe la magazinul acela care le aduce de la fermă și să vedem ce reușim să mai vedem, să ne plimbăm. Du-te înapoi, mami! Bine v-am găsit? Vine-o la plimbare! Hai, du-te înapoi! Am zis că nu ieșim la multe magazine, dar am ajuns în Wakefield. La o catedrală frumoasă, pe care vă arăt și vouă. Anastasia, ce e acolo, mami? Porumbelul? Fugi după el, fugi! Fugi, mami! Run, mami, run! Și mai sus, acolo, la deal, o să vă arăt, sunt două standuri cu haine. Mai jos, văd că este o mașină de înghețată, e un fel de piață din aceea. Ambulantă cu diverse lucruri. Mami, nu te duci după pui? Dă mânuța la mami. Hai să mergem la vale, să vedem ce este la vale, bine? Hai, let's go! Ai în brațe, gata, ai obosit? Ok. Despre astea vorbeam. Okay. Ambulante. Ok. Ia uita ce frumos sunt copacii. Ce, mami? Ok. Unde vrei? Ice cream? Ah, vrei ice cream? Ai văzut înghețată? Ok. Hai să mergem până acolo și pe aia mergem la înghețată, bine? Cântă un băiat acolo. Am ajuns la Trinity Walk. E un fel de mall și afară și înăuntru. Ne plimbăm pe aici puțin. Facem niște cumpărături. Ai obosit, gata? În căruț atunci. Vreau să iau căruțul, vezi? Ha. Ia uitați, am găsit și bâlciul aici, fanferul. Așa? Mergem să luăm o cafeluță? Da, și am zis să filmez și aceste minunății, să vedeți cu ce ne delectăm noi astăzi, de ziua Anastasiei, de nume. Aceste prăjiturele frumoase, făcute de casă, de prietena mea Lavinia. Dacă stați prin zona lângă mine, deși nu cred că sunteți mulți care stați prin zonă, ea face niște prăjiturele și torturi extraordinare, foarte bune. Ia uitați aici. O găsiți pe Facebook, Cakes by Lavinia. Anastasia, ce papi tu acolo? Ce papi? Yummy, yummy, ia zi. Pii, mami. Pii, da, ia zi, e bună? Bubi. Ai șu, mami. Ce e? Strawberry? Atin. Ia zi, strawberry. Atin. Afine? Atin. Da. Afină. Ia uite acolo și papă. E bună, mami? Cum e? E yummy, yummy? Yummy, yummy? Da, hai că te schimbă, mami. Nu e da și te spălăm, da? Hai, mami, dă-i papa la cocu. Uite, au venit hai, toate, vezi? Bagă tu mânță aici. Mami, dă-i papa. Hai, tati. Dă-i papa lui cocu? Tata. Tata să-i dea papa? Păi dă-le și tu, că nu-ți face nimic. Uite, dă. Hai cu mami, haide. Nu, tati. Ia, ține și tu. Nu, tati. Hai, ia și tu și aruncă de acolo, de unde ești. Hai. Hai că nu se întâmplă nimic. Ia uite-le. Le fume la găinuțe, vezi? Și aruncă-le de aici, aruncă-le de aici. Papa găinuțele, mama. Da, iubita mea. Ia uitați, vezi? Hai, mă, bine, pune-i, ia dă-le și tu, hai. Vezi? Hai, dă-le și tu. Avem găine aici la școală. Ia, mama, uite și rața a venit. Uitați, îi dai și tu la rățușcă? Hai. Și tu. De ce, mă, tati mea? Quac, quac, quac. Cheamă rățușcele să vină și ele, haide. Cheamă-le, mamă, să vină la noi. Quac, 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 quac. Iarbă. Da, stau pe iarbă, vezi? Stau pe iarbă. Opa! Opa stau, da. Stau jos, s-au obosit. Dă-le și tu, mă, un pic. Dă-le și tu un pic. Dă-le cereale, mami. Nu vrei? Bine. Da. Uite, mai vine una, uite. Coac, coac, coac. Mai vine o rață, vezi? Le foame. Îi faci cu mânuța?
E zi bună, Doc! E zi bună, Doc! E zi bună! Da, v-am zis ieri că am făcut o comandă pe Amazon de niște in. Acum a venit comanda și am zis să vă arăt ce mi-am comandat. Aceste semințe de in zice că sunt maro, cum să vă zic, brown. Le vedeți și voi, organice. 500 de grame. Să mâncăm, sunt foarte bune, după cum v-am zis, pentru mai multe lucruri. Apoi mi-am luat niște xiliton, să înlocuiesc, nu mai vreau să mănânc. Eu de obicei pun zaharină la cafea, dar să vedem. Zice că este o alternativă pentru zahăr din natură. Keto-friendly, deci puteți folosi în dieta keto. Zice că are 40% mai puține calorii decât zahărul. 100% xiliton. Ia să vedem ce mai arată aici. Ok, ce v-am zis eu până acum. E mai bun decât zahărul. Și pe 10 calorii la cât, nu știu, pe 100 de grame sare nu are, deci nu are nimic decât 4 grame de carbohidrați. Da, o să încercăm. Eu dacă mai fac ceva dulce, o să-l folosesc pe acela. Aici mai am niște, v-am zis eu că caut anghinare. Am luat niște capsule de anghinare. Din acestea sunt, ce zice, care anghinare, gelatina aia pentru capsulă și, zice că are făină de orez. Acum, mă rog. Asta e, 900 de miligrame. Da, v-am zis că asta e foarte bună pentru corpul nostru, pentru ficat, pentru mai multe chestii. Și atunci să luăm niște pasteluțe din acestea și aici am mai comandat niște gumă de mestecat făcută din xiliton, nu? Sau din ce? Da, xiliton, ce mai are? Glicerol, arome naturale, mă rog, nu știu cât de naturale sunt, dar bănuiesc că are și 2 euri. Mă rog, am zis să încerc și eu, am luat-o, nu știu, să încerc. Și cam asta e comanda. Am pus la cuptor cartofii, vi arăt imediat. Cam așa arată cartofii, am zis că vi arăt și aici la fel am tot din cartofi cu ceapă, niște din acestea ca turtițele semi-preparate din congelator și le-am băgat aici și cam asta e, o să mai mâncăm cu ce avem de ieri. Ok, bună! Anastasie, ce faci? Bună! Te uiți în cărțicică? Da? Mami. Hai să vorbim. Îi spui lui mami unde e watermelon? Aici. Și cum se cheamă? Spune și tu, watermelon. Pepene. Pepe, yay! Bravo! And where is the horse? Aici. Aici. Horse. Good job. And where is the lion? Da, asta este vlogul meu de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un comentariu și puteți să-l distribuiți la prieteni dacă vă doriți. Și noi ne vedem mâine să vedem ce mașinuță primește Anastasia de Sfânta Elena.